Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre o criptomonedă care vă recomand pentru atenție cine dorește să facă investiții în criptomonede. Merge vorba despre criptomoneda Crypto Credit Card. Prin ce ea este interesantă? Prin ce că ea combină în ea 6 direcții. Deci pe această platformă Crypto Credit Card va fi cardul lor bancar, prima, pe urmă va fi versiunea mobilă de portofel, deci pe smartphone ori telefon vom putea face tranzacții. A treia direcție va fi exchange sau schimb de criptomonete și monete fiat pe această bursă. La fel, a patra direcție va fi PAM conturi, adică conturi care sunt gestionate de oameni profesionali în cripto vânzări și tranzacții bursiere. Deci merge vorba despre trader, broker. Pe urmă, a cincea direcție la ei va fi un agregator de creditare, deci unde vor fi diferite oferte de a primi credit pentru persoane care vor dori de pildă să se dezvolte. Deci toate aceste lucruri vor fi treptat introduse pe acest site, deci pentru aceasta și se face acum ICO, în care ei acumulează mijloace de la persoane, apoi prin ICO, deci apoi banii aceștia, ca regulă, investiți în monetă, ei aduc dividende, în sens că prețul la monetă poate să crească câteva ori, uneori și 10 ori și 20, diferite monete, diferite istorie au, dar ca regulă, prin aceasta este interesant investirea în ICO. Acum, dacă nu cunoaștem engleza, noi putem să facem traducere. Unde traducerea este nu foarte precisă, dar la general putem să înțelegem despre ce merge vorba. Deci din engleză în română. Unde putem citi? Mai jos se vede când s-a început ICO, pe 4 decembrie, se va finaliza pe 31 mai 2018, în care cauză prețul treptat crește. Cum actual precedent de pe 1 aprilie până pe 15 aprilie a fost $1.25, acum de pe 16 de astăzi prețul a crescut la $1.50 de vânzare până pe 30 aprilie, iar de pe 1 până pe 14 mai va fi $1.75, apoi va fi $2 de pe 15 mai până pe 31, etapa finală. Deci acum încă prețul este convenabil. Mai jos este hârtie albă care noi putem să o deschidem, unde deci este descifrat mai detailat informația ce reprezintă Crypto Credit Card, deci de ce anume ei fac unii pași poate de citit. Deci proiectul este destul de interesant. Deci termenii când și ce vor fi implementați. Deci uitați-vă. În semestrul 2 va fi beta versiune lansată. În semestrul 2-3 vor primi licențele necesare,
de la Banca Internațională din Elveția. Semestrul 3 vor implementa informația care am spus-o despre creditare. Semestrul 3 la fel am conturile. Și licența bancară în semestrul 4. Minim se poate cumpăra 10 monete. Limită la cumpărare noi. Este moneta pe principiu smart contract Ethereum, standardul ERC20. Mai jos informația. Deci, au oficiu în Moscova, la fel și în Londra. Marea Britanie, Londra. Deci, acum dați să vă arăt cum facem înregistrare. Când trecem după linkul de referral pe acest site, mai departe noi trebuie să intrăm în Signal. Unde? Ce este? Rusă, engleză? Apăsăm pe Registration, pe înregistrare. Unde introducem e-mail-ul cu care facem înregistrare, pe care va veni un link de activare a înregistrării. Deci, indicăm în careva e-mail, vă recomand e-mail pe bază de Gmail. Introducem e-mail, pe urmă apăsăm pe Registration. După ce am intrat în poșta electronică și am activat linkul de referral, deja putem să intrăm după login. Unde indicăm e-mail-ul. Indică la înregistrare și parola. Căci cumpărarea monetelor se face din interior. Deci uitați-o. Cum se face aici cumpărarea? Aici este indicat portofelul Ethereum pe care trebuie de trimis banii în calculând, deci de pildă o monetă e $1.50. Deci scotiți cât e cursul acum la Ethereum. De pildă, copiați portofelul de aici. Intrați în portofelul care îl aveți. Ethereum. Pare că am greșit. Unde trebuiește de pildă aveți, să știu care vă monede. Ca să cumpărați. Inițial trebuie să trimiteți bani. Pildă indicată și portofelul. Și eu știu cantitatea. Zero întreg, eu știu, 0.5. Și apăsați pe Next.
După aceea banii vin încoace și aici o să aveți de pildă 0.5 Ethereum. După ce au venit banii, puteți deja face cumpărători. Unde o să apăsați pe buy și independent cât monede o să aveți, de pildă eu știu, cumpărați 5. Dar deoarece încă nu e Ethereum, vedeți, nu puteți cumpăra. Asta cum se cumpără. Acum, dacă vreți să invitați persoane, intrați aici și găsiți linkul de referral, care îl copiați și îl dați la cunoscut. Deci uitați-vă, fiecare invitat, dacă el cumpără monete, vă aduce 20% personal din valoarea cumpărată de el. Mai jos vedeți чисто, ну что, чем сам. Здесь к линку для реферал мой бине, чисто и портофелу эфириум. Так и вредцы компарат. Здесь с термина к UFC3. UFC3. Aici avem statistica, câte monete deja s-au vândut, 2.152.000, trebuie 3 milioane, prima etapă pe urmă să fie a doua, și așa mai departe. Total vor fi 200 de milioane de monete vândute. Minimala îi trebuie să adune 3 milioane. Ca proiectul să fie startabil. Deci până la 31 mai, mai este încă o lună jumate, deci eu cred că va fi atins pragul minim. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.